să-mi scot masca, fiindcă îmi vine foarte greu să vorbesc și cu ochelari și uneori e bine așa. Poate să intre și colegul meu, fiindcă mai avem un... scuzați, da. Înțeleg că suntem gata? Mulțumim mult. Astăzi am venit în fața dumneavoastră pentru a vă prezenta o nouă inițiativă legislativă a fracțiunii Partidului Acțiune și Solidaritate. Este vorba despre proiectul de lege pentru modificarea Codului Educației a Republicii Moldova, numărul 152 din 17.7.2014. Mai exact, este vorba despre reglementarea noțiunii de bullying prin, ca o formă de violență, prin modificarea articolului 3 din Codul Educației. De asemenea, este vorba despre introducerea a două noțiuni fundamentale ale educației, non-violența și non-discriminarea, prin modificarea articolului 7 din același document. Vrem să vă informăm că această inițiativă legislativă a fost elaborată în colaborare cu grupul consultativ Eforturi Comune de a combate bullying în Moldova, inițiat de UNICEF, dar și cu participarea activă a societății civile, a Ministerului Educației, a părinților, profesorilor, psihologilor, inclusiv elevilor. Scopul acestui proiect de lege este declararea zero toleranță la violența școlară, inclusiv bullying, și dezvoltarea politicii de protecție a copilului și a unor practici instituționale de prevenire și combatere a acestui fenomen. Politica de protecție trebuie să cuprindă atât reguli de comunicare între profesor și elev, dar și reguli de comunicare între elev-elev. Pentru că, la momentul actual, în politica de protecție avem reguli reglementate de comunicare între profesor și elev și e vorba de codul de conduită a profesorului, dar nu avem acest aspect reglementat în comunicarea și relaționarea între elevi. De asemenea, este foarte important să informăm elevii, cadrele didactice, personalul auxiliar și părinții despre particularitățile acestui fenomen și conștientizarea consecințelor. În acest context, guvernul va fi obligat să inițieze o serie de campanii de informare atât a elevilor, profesorilor, părinților și personalului auxiliar. Este importantă abilitarea actorilor din instituțiile de învățământ de a conlucra pentru prevenirea și combaterea fenomenului, stabilirea unor reguli clare de intervenție, înțelegerea particularităților intervenției instituțiile de învățământ și, de ce nu, informarea despre serviciile existente deja sau crearea altora în condițiile în care acest lucru este necesar. Și, în ultima instanță, este vorba și de abilitarea părinților de a dezvolta eficiență emoțională la copii, dar și sincronizarea legislației naționale la cea internațională. De fapt, vrem să vă spunem că elaborarea acestui proiect de lege a fost dictat de necesitatea luării de atitudine în condițiile în care ultimul raport elaborat de UNICEF vorbește de cifre alarmante. Circa 86,8% dintre elevii claselor 6 a 12 sunt afectați de acest fenomen numit bullying. Prin acest proiect, noi ne propunem să ridicăm la un nivel de conștientizare a consecințelor acestui fenomen, pentru că specialiștii spun că el poate ulterior să modeleze copilul ajuns și la maturitate. În general, specialiștii consideră că consecințele acestui fenomen sunt grave nu doar pentru agresor, nu doar pentru victimă, dar și pentru agresor, pentru martor. De ce există consecințe pe termen lung și consecințe pe termen scurt? Consecințele pe termen scurt sunt scăderea motivației pentru a studia, abandonul școlar, absenteismul școlar, apariția situațiilor de depresie, plecarea din instituțiile de învățământ. Consecințele pe termen lung însă sunt preluarea comportamentelor agresive, formarea comportamentelor deviante, apariția unor probleme de sănătate mentală și, în cazuri speciale, pot apărea și tentative de suicid. Deci, prevederile privind fenomenul de bullying ar putea servi drept un temei juridic pentru ajustarea actelor normative adiacente, care ar avea un impact direct asupra prevenirii și combaterii fenomenului de bullying în instituțiile educaționale. Asta în condițiile în care, în Republica Moldova, în ultimii ani s-au realizat mai multe acțiuni în vederea dezvoltării unui sistem de servicii pentru prevenirea și combaterea acestui fenomen și a violenței în general, dar care actualmente trebuie ajustate, reieșind din noile realități sociale. Astfel, Ministerul Educației urmează să elaboreze normele metodologice pentru aplicarea legii, dar și să vină cu propuneri de practici instituționale de prevenire și combatere a abuzului.
Tot în acest proiect de lege este prevăzut ca în termen de 12 luni executivul să aducă actele sale normative în concordanță cu modificările actuale și să asigure elaborarea actelor normative necesare pentru a putea fi aplicat aceste propuneri legislative. Consider că este de datoria noastră, ca adulți responsabili, să apărăm și să protejăm copiii noștri de orice formă de violență prin exemple pozitive, prin educație. De aceea legea anti-bullying este un pas important pentru asigurarea demnității tuturor elevilor din țara noastră. Stă în puterea fiecare dintre noi, elev, profesor, părinte, să facem școala un loc prietenos, un loc unde are loc o dezvoltare armonioasă. Dar trebuie să fim echipați cu înțelegere, cu empatie, cu compasiune și toleranță pentru a putea merge înainte. Pentru că nu vor ajunge niciodată resurse ca să tratezi efectele și consecințele acestui fenomen lăsat cumva în voia sorții. Doar eforturile de prevenire și stopare fenomenului în sine sunt eficace. Iar legea anti-bullying este o bună bază juridică în acest sens. Proiectul urmează să fie prezentat în plenul Parlamentului. Vom avea și discuții publice. Este important să subliniez că am făcut primul pas. Acestea sunt, pe scurt, prevederile. Despre următorii pași neapărat vă vom informa. Vreau să rog pe colegul meu, Eugen Sinchevici, să ne vorbească despre necesitatea aprobării unui asemenea proiect din perspectiva tinerilor, pentru că știu că el a avut discuții cu elevi și studenți din diverse instituții din țara noastră. Mulțumesc! Mersi mult! Sănătatea mentală este una din principalele provocări al societății noastre. Mulți tineri din Republica Moldova trec printr-o viață mai dificilă pentru vârsta lor și ajung la o etapă în care au nevoie de ajutor psihologic. Însă în această etapă dificilă a vieții sunt lăsați de multe ori singuri. Ca rezultat, aceștia, în multe cazuri mai grave, ajung la recurg la autoagresiune sau un comportament mai antisocial, prin care încearcă să îți obțină validarea sa proprie prin înjosirea altora. Noi considerăm că problema sănătății mentale trebuie să devină o prioritate pentru instituțiile statului. Bullying-ul este o problemă cu care se confruntă mii de copii din Republica Moldova, având diverse dificultăți în viața lor personală, cu părinți plecați la mulți peste hotare, aceștia uneori suferă din lipsă de atenție și lipsă de validare, cum am mai spus. Și încercând să obțină validarea prin înjosirea altora, uneori recurg la violență, uneori recurg la hărțuire, fie emoțională, fie fizică. Aceasta poate să ducă în consecință la probleme psihologice atât la persoana agresată, cât și la agresor. Violența fizică în școală, când elevii, de exemplu, se bat sau se împing, este raportată de studiul la UNICEF despre care a vorbit doamna Pajoga, de fiecare al treilea elev. Aceasta este o proporție imensă și semnalizează o problemă gravă. Fiecare al cincilea elev participant la cercetare a menționat că în școală nu se iau măsuri cu copiii bătăuși. Situațiile date sunt mai frecvente în instituțiile din sat, în care fiecare al patrulea elev a semnalat că cu copiii violenți nu se întâmplă nimic. Și cum a mai spus doamna Pajoga, mai repet o dată statistica, 86,8 din totalul elevilor suferă sau au fost afectat într-un fel sau altul de bullying. Republica Moldova dispune de un sistem de servicii pentru prevenirea și combaterea violenței, care însă actualmente are nevoie de ajustări, reieșind din noile realități sociale. Punctele slabe al actualului sistem, conform acelui raport UNICEF, sunt insuficiența psihologilor școlari, insuficiența serviciilor specializate pentru copii victimele al abuzului, cât și pentru agresori, recunoașterea particularităților bullying-ului de o bună parte a cadrelor didactice, medici, asistenți sociali și mai departe, lipsa unei proceduri clare de evidență și intervenție în situații de bullying, inclusiv neglijarea fenomenului respectiv din cauza stereotipurilor. Lipsa informării adolescenților despre serviciile existente sau informare redusă,
inclusiv teama de a apela la aceste servicii. Lipsa unor pârghii de penalizare pentru inacțiune. Tematica violenței școlare, în mod special bullying-ul, nu este inclus în pregătirea inițială, dar nici în pregătirea continuă a cadrelor didactice. Eu am absolvit școala acum câțiva ani și memoria încă îmi este suficient de proaspătă încât să țin minte problemele sistemului cu care m-am confruntat în mod direct sau indirect. Bullying-ul a fost prezent și în școala mea, ca și în majoritatea școlilor din Republica Moldova. Unii copii își băteau joc de alții, prin diverse modalități, cât hărțuirea emoțională, cât și cea fizică, deși profesorii și administrația au intenții bune pentru a opri acest fenomen, uneori problema principală este lipsa de cunoștință a acestui complex fenomen. Ei, profesorii sau administrația, pur și simplu nu au cunoștință ca să înțeleagă întreaga complexitatea acestui fenomen și cum e cel mai bine el să fie abordat. La fel și tinerii, atât cei care sunt agresori, cât și cei care sunt victime, cât și cei care sunt martori, ei nu cunosc cum se procedează corect în această situație. Ei nu cunosc, de exemplu, că acțiunile lor cauzează probabil o durere mare pentru persoana în cauză, sau că ei ar putea să intervină într-un mod sau altul. Și aici este rolul nostru să informăm. Proiectul de lege cu care noi venim astăzi este doar un prim pas în redresarea acestei probleme. Ceea ce facem noi astăzi este recunoașterea problemei, includerea termenului cu eventuală campanie de informare. Însă, imediat vom veni și cu alte propuneri ce vor veni în ajutorul sănătății mentale a tinerilor. Mersi! Mulțumim!